Lucrurile noastre au fost destul de diverse, am avut 12 modele pentru astăzi. Trendurile sunt destul de diverse, astfel încât fiecare mireasă să-și găsească un stil pe placul ei. Dar să vă spun pe scurt, așa cam ce poartă o mireasă 2016. Revine foarte multă tendință, păr ușor desfăcut, natural. Volumele în partea de jos, fie ele simetrice, fie asimetrice. Foarte, foarte mult ca și textură părul ondulat, fie mai creț, fie waves, da? Valurile clasice cute, puncte de cât de retro sau romantică vrei să fie nunta. Se poartă foarte mult și volumele puternice pe partea de top și o textură preponată, gen și spate de zahăr. Dar asta e foarte important ca mireasa să meargă la salon și să aibă o consultație cu stilistul, cu make-up artistul, cu designerul vestimentar. Important e să punem lucrurile cap la cap, să iasă o poveste frumoasă din capul în picioare. Say you love. Say you love.